Conform unui ordin al Ministerului Sănătății Publice și al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, metodologia privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de nomenclatorul specialităților medicale, medicodentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală s-a modificat în favoarea rezidenților. Începând cu 1 martie anul acesta, conform unui ordin al Ministerului Sănătății, Cererile pe care, care se depun pentru repartizarea în stagii de pregătire pentru rezidențiat se depun direct la sediile spitalelor acreditate unde se efectuează rezidențiatul în termen de 30 de zile înainte de începerea pregătirii. Așadar, unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenților adresele de repartiție pe care aceștia au obligația să le depună apoi la secția clinică din unitatea sanitară acreditată, unde se desfășoară modulul și după caz la unitatea angajatoare. După finalizarea modulului de pregătire, consemnat în carnet, rezidenții vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident. Aplicarea vizei anuale se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal.